Uite, te duci și faci invers. Să-i zi, lasă lumina. Nu, pe noi. Nu se duc astea. Dați-mi mie una. Așa. Dacă doriți să luați lumina ambirii, vă așteptăm la poliți. Vă rugăm să-i 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 înviat. Dragi cetățeni, e prima oară când vine lumina la mine astra acasă. Vă așteptăm la porți. Prima oară, da. Da, restul am luat de la biserică. Să luați lumina ambirii, vă așteptăm la porți. Păi n-avem ce face, e virusul și asta e. Am fi venit cu plăcere la biserică, dar dacă nu se poate, respectăm ca să fie tot în regulă. Dragi cetățeni, dacă doriți să luați lumina învierii, vă așteptăm la porți. Hristos a înviat, adevărat că a înviat. Fericită dimineață, ne vedem cu Sfintele Paște. Ok. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Am primit lumina de la Israel. E mare emoție, în același timp mare tristețe. Altădată eram în jurul bisericii, acum suntem acasă. Dar e emoționant și plăcut și așa. Da, e mai intim, parcă. E foarte bine, cum să fie? Nu se simte ca și cum ar fi, dar na, totuși e bine, măcar așa. Dragi cetățeni, dacă doriți ce să facem, asta este. Am organizat cu părinții paroh de la Biserica Nigeria Mătravii și Ghiroda, cu voluntari, și mergem și distribuim lumina din casă în casă. Acum, seara, lumina învierii, iar mai dimineață Sfintele Paști. Dragi cetățeni, dacă doriți să luați lumina, da, se bucură. Cei care așteaptă la porți se bucură că ajunge lumina la ei fără să mai fie nevoie să încalce niciun fel de regulă din perioada aceasta complicată. Dragi cetățeni, dacă doriți să luați lumina învierii, vă așteptăm la porți.